Mai pe scurt vorbind, Pavel se lasă de băut. Era o zi faină. Pavel era afară și număra câte zile avea de când n-a pus limba pe băutură. Tocmai 12 ori. Progres. Spera foarte mult ca să n-aibă azi oaspeț, pentru că nu se simțea bine de la ziua de ieri. Stătea doar cu cana cu apă lângă el. Dar n-a stat mult că a început să-l sune telefonul. Era număr privat. Îi era foarte interesant cine poate fi. Dar s-a împăcat cu gândul că așa la mușa zic că a încurcat numărul. Dar mai era și alt gând. Poate o câștiga ceva. Și-a răspuns. Alo? Pavel, noroc, și eu, cum te simți? Să putea aș mai bine. Și ai făcut ceva treabă atunci cu așa antufari? Nu, eu îți zic că categoric după nuntă. N-a trecut mult timp și l-am sunat eu. Cu mine nu s-a văzut de mult, așa că mi-a răspuns. Da? Noroc, ei, brat, ce mai faci tu? Și nu mai suni. Băi, noroc, tăiat stau, mica rău. A făcut-o ieri puțin. Și cam toate zilele astea. Vreau să mă las. Băi, ideea nu-i redă, eu ar zici să o mai lăși pe altă dată. Azi trebuie să bem. Dar el nici de cum nu era de acord cu ideea mea. I s-a făcut foame. S-a dus la bucătărie, scaut ceva de pus la stomac. Dar trăgând cu ochii la geam, a văzut pe cineva la poartă. Eram eu. Lui Pavel nu-i venea credi. Și-a vrut să mă amăjească că nu e acasă. Pavel, nu e acasă! Vin mai târziu! Hai bă, ieși că tu trăiești singur! Plin! A ieșit să mă întâlnească cu un zâmbet fals. Mi-a deschis poarta, mi-am salutat, m-a invitat în ogradă. Eu îi ziceam că azi am o dispoziție bună de băut, dar el mi-a zis fără supărare, dar nu poate să bei. Eu i-am zis că în viața asta poți faci și vrei dacă vrei. Ce, nu mă stimez? Aici deja nu mai avea și spune și m-a invitat în casă. Am scos din haină o sticlă, el când a văzut-o deja i-s făcuse rău. Am pus-o pe masă și am zis... Am o spate de stat la vorbă. Am turnat în pahari, am băut câte unu, câte două, câte trei. Deja se simțea mai bine. Acum înțelege de ce alții beau a doua zi, ca să pohmelească. Dar nu, el a zis că n-a să fac asta niciodată. Doar nu e alcoolic. Am mai băut câte unu, eu i-am zis că trebuie să punem niște muzică, că mi-era a dansa. Hai că pune, frate, care-i problema? I ain't the one to fuck with, now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. El bătea din palmi, pentru că chiar o făceam bine. După aia i-am arătat cum la armată mă băteam cu 7 odată. Bă, unu câte unu, bă! Bă, mă stângă! Bă, mă dreaptă, bă! Conor fumează într-o parte. I-am propus chemăm niște fete, dar noi n-aveam bani. M-am enervat, am luat sticla și am plecat. Pavel nu înțeles nimic, dar nici nu trebuie să înțeleagă. S-a pus puțin să odihnească, dar când a deschis ochii, deja era a doua zi. Avea apeluri nepreluate, la poartă striga cineva. S-o scula să vadă, eram tot eu. Și faci ei? Și nu răspuns. Am ceva bun. Hai să ne îndreptăm. Dar poate nu. Mai pe scurt vorbind,